Răzvan, două chestiuni. Duminică s-a întrerupt primul meci în România definitiv pentru scandări rasiste. Sepsi cu Craiova lui Mititelu este premieră la noi. Și te întreb asta pentru că și tu de-a lungul timpului știi bine ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la multe meciuri la care tu ai jucat, de exemplu, pentru Rapid și scandările rasiste, jignirile, mizerile erau la ordinea zilei împotriva rapidiștilor. Ce părere ai de ce s-a întâmplat la noi? Repet, primul meci întrerupt, definitiv, Sepsi cu Craiova de arbitrul Andrei Chivuleteș. Care e părerea ta? Regulamentul spune asta, că trebuie întrerupt în astfel de situații. Da, da, până acum, da, până acum nimeni n-a mai avut curaj, că regulamentul spune multe, dar știi bine, ții minte ce pățeai și tu pe vremuri. Apreciez că faptul că a fost acest meci. Nu cunosc detalii, nu cunosc provocat. Dacă au început ambele, nu știu, dar arbitru a dat corect. Întrebarea este, vom reuși vreodată să ne educăm? Noi și da, lumea fotbalului, pentru că nu se întâmplă numai la noi. Se întâmplă și în Franța, se întâmplă și în Italia. Deci asta e, Răzvan, marea întrebare, dacă vom reuși să ne educăm? Da. Bun, ăsta, mă gândesc că ăsta e un pas foarte important spre normalitate. Este și arbitru trebuie apreciat. Felicitat. Nu, dat, apreciat. Nu, țin minte că și tu ai fost victimă mult timp, nu? Dacă mi-aduc aminte. Mai contează. Nu? Am fost, sunt obișnuit cu asta. Am capacitatea să trec peste frustrări. Da, da, da. Da. Deci tu spui că e un gest extraordinar de curajos și e foarte bine că am plecat pe drumul ăsta, chiar și acum. Da, dar acum trebuie susținut foarte, această decizie de măsuri drastice împotriva celor care au provocat acestea. Nu știu, trebuie măsuri drastice. Da. Da, măsuri drastice care trebuie să meargă până la urmă și până la privarea de libertate. Asta e viața, nu? Ce să faci? Asta e. Normal. Mă, ok. Nu știu dacă... Da, în orice caz, să îi ții cât mai departe de teren pe o perioadă... Altfel decizia lui va fi egal cu zero.